Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Comorile Înțelepciunii. Începând de astăzi, o să vorbim despre cele mai importante învățături ale Bibliei, credințe fundamentale. Fără ele nu putem să înțelegem viața de credință, viața spirituală. Vom începe cu Sfânta Scriptură. Ce este Sfânta Scriptură? Ce este Biblia? Mi-aduc aminte de un poet extraordinar care nu prea a fost recunoscut pe vremea comunismului, Vasile Militaru, care scrie așa: treci cărbunele prin aur măcinat și nu pot spune că de aur strălucire n-a rămas și pe cărbune. Țin mână o carte sfântă, soarbe în sufletul tezaur, căci sorbind lumina cărții treci cărbunele prin aur. Da, cărbunele este sufletul nostru, aurul este cuvântul lui Dumnezeu. Narcisa Inspas și împreună cu invitații ei vor dezbate despre Sfânta Scriptură, origine, importanță, scop. Vă invit să îi urmărim. Bun găsit, dragii mei, la Comorile Înțelepciunii. Nici o carte n-a fost atât de iubită, atât de urâtă, atât de venerată și atât de blestemată ca Biblia. A inspirat cele mai nobile acțiuni omenești și a fost declarată vinovată pentru cele mai degradante fapte. Paginile ei au hrănit revoluții și împărății s-au spulberat sub influența ei. Teologi și marxiști, dictatori și eliberatori, pacifiști și militariști, toți cercetează paginile ei pentru a-și justifica acțiunile. Ce este Biblia și de ce are atâta putere? Sună ce s-a ispas. Biblia este subiectul dezbaterii de azi la Comorile Înțelepciunii. Alături de mine în platou se află pastorul studenților de la Institutul Teologic Pentecostal Emil Meștereagă, pastor asistent la Biserica Vestea Bună Adrian Jurș și antreprenor Julian Oenache. Bine ați venit, stimați invitați. Mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației mele. Bine v-am găsit. După cum ați observat deja, tema noastră este una foarte importantă pentru sufletele noastre, creștini fiind. Pe de altă parte, foarte căutată și foarte cercetată de către categorii foarte diferite de oameni. Sunt oameni care încearcă să justifice acțiunile apelând la Biblie. Sunt oameni care spun din aceeași Biblie că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să ucide, care vrea să facă rău, și sunt oameni care din aceeași Biblie vor să spună despre Dumnezeul milei, al harului, ale celor mai înalte comori pe care ni le poate da dumnezeirea. Ce este Biblia? Domnul Meștereagă. Dacă pot să încep eu. Vă rog. Poate că cea mai la îndemână definiție, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care, inspirat de Dumnezeu, scris de autorii scripturilor și transmis de secole pentru oameni, astfel încât să devină reperul și fundamentul pentru viața omului. Mulțumesc! Frumos! Mai departe, ce opinie ai, Giuliano? Pentru tine, ce este Biblia? Consider că Biblia este testamentul lui Dumnezeu pe care ni l-a lăsat nouă oamenilor pentru ca să cunoaștem tainele împărăției cerești, să descoperim caracterul lui Dumnezeu plin de iubire, să-L descoperim pe Dumnezeu prin ea. Și cum însăși Biblia spune în 2 Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne fie ca o oglindă interioară, să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Să fim pregătiți în această viață pe care o avem să facem totul cu Dumnezeu și ca pentru Dumnezeu. Din punctul de vedere, Biblia ar fi un manual. Da. Cam așa am înțeles eu. Vă rog, domnule pastor, Adrian. Este de remarcat unitatea mesajului acestor scriitori care, într-o perioadă de 1600 de ani, au scris cuvintele scripturilor. Au fost peste 40 de autori din 3 continente diferite, din pături sociale diferite, dar care, parcă născuți de o mamă, au dezvoltat generic același subiect paternal. Vorbind cuvântul lui Dumnezeu, nu s-au contrazis, parcă erau ca pe un grup de WhatsApp, s-au înțeles între ei într-un chip mistic, prin puterea lui Dumnezeu, ca să transmită cu acuratețe voia și planurile lui Dumnezeu. Ce frumos!
Același Duh a fost și în Moise, și în Isaia, exact, și în, exact, cam așa, și înțeleg noi? Eu. Și noi sperăm să dea Domnul să fie. Domnule Meștereagă, aduceți-ne câteva argumente pentru care să înțelegem că Biblia este credibilă astăzi. Este foarte veche această carte. Faceți o scurtă prezentare și aduceți-ne argumentele. În ceea ce privește autenticitatea, paternitatea cărților Bibliei și, haideți să spunem, datarea lor, Biblia este una dintre cărțile în top din perspectiva aceasta. Având în vedere că criteriile după care o carte este socotită autentică, mă refer la cărțile antice, la scrierile antice, și paternitatea lor de asemenea, sunt niște criterii care se pun în dreptul Bibliei și în dreptul altor scrieri antice. Cercetătorii au ajuns la concluzia că, spre deosebire de alte scrieri antice, epopeea lui Homer, de pildă, față de care manuscrisele în fața acelorași teste, ca și Biblia, este probabil la, mi se pare, 30 de ori inferioară decât Biblia, față de Biblie. Cu alte cuvinte, argumentele care stau în favoarea autenticității Bibliei sunt foarte multe. Înainte de toate, dacă vorbim despre datare, Biblia și manuscrisele Bibliei sunt mai multe decât oricare dintre aceste scrieri antice, a căror autenticitate nimeni n-a pus-o la îndoială. Da? Să vorbesc despre ele ca și când ele au existat, pentru că au fost descoperite niște suluri, niște manuscrise care le atestă. Sunt atât de puține acele manuscrise. Timpul de la momentul în care scrierea pretinde că a avut loc până la descoperirea primelor manuscrise este cel mai scurt între scrierile biblice și manuscrisele descoperite. Numărul de manuscrise descoperite de la aceeași carte este superior în ceea ce privește Biblia. Perioada de la momentul în care s-au descoperit primele suluri până la momentul scrierilor este cea mai scurtă în ceea ce privește Biblia. Nu știu dacă știți, descoperirea sulurilor de la Marea Moartă au apropiat aceasta cu 1000 de ani. Pentru că până atunci, cele mai frecvente, cele mai recente descoperiri au fost cam în jurul anului 1000. Sulurile de la Marea Moartă au dovedit că, de fapt, acele suluri descoperite în peștera de la Qumran erau datate din secolul 2 înainte de Hristos. Deci aproape de vremea în care Hristos a trăit și au conținut, da, același conținut, aceleași scrieri ca și cele descoperite cu 1000 de ani mai târziu. Și acesta este un criteriu. Dacă între manuscrisele descoperite în diferite etape sunt similare, atunci autenticitatea și veridicitatea scrierii este mare. Așa că pot să spun și eu, ca un autor, ai nevoie de multă credință ca să nu crezi în Biblie. Da. Atât de multe dovezi științifice sunt, încât îți trebuie multă credință să nu crezi că există Biblia. Deci, evident, numai cine nu vrea să creadă, acestor, nu acceptă faptul că sunt dovezi multe în susținerea cuvântului. Ce vreau să mai adaug este că cercetătorii care au cercetat autenticitatea și paternitatea cărților biblice, niciunul n-a pornit de la premisa credinței. Asta mi s-a părut interesant atunci când am văzut. Toți au pornit de la premisa scepticismului și au zis trebuie că nu e adevărată cartea asta și au încercat să dovedească că nu e adevărată. Nu știu dacă ați auzit, a fost chiar în România, Josh McDowell, care a scris Mărturii care cer un verdict și Biblia are totuși dreptate traduse în țara noastră și în limba noastră. Și el spune, ca și alți autori, da, că de fapt ei au pornit de la premisa negării Scripturilor. El a vrut să dovedească, într-o perioadă în care a fost convins că creștinismul nu este autentic, ci că este un fel de
încercare de a-i ține pe oameni în supunere și în docilitate. Astea erau gândurile lui cu privire la Scriptură și a încercat să găsească dovezi care să combată creștinismul și să confirme că Biblia este o legendă și că nu este o carte autentică. Din fericire pentru el, în timpul cercetărilor, argumentele științifice, arheologice, cele de dovedire a paternității și a autenticității l-au convins că ar trebui să se uite spre Biblie ca spre o carte mai validă decât oricare dintre cele antice. Mulțumesc mult, e o concluzie foarte frumoasă. Giuliano, aș vrea să te întreb câteva aspecte vis-a-vis de inspirația Bibliei ca să ne dea mai multă credibilitate în acest cuvânt astăzi. Pe lângă faptul că Biblia este cea mai citită carte de pe fața Pământului, dacă încercăm să ne raportăm la ea din prisma unui om sceptic, am putea ajunge să ne convingem că, într-adevăr, Biblia este o carte mai mult decât plină de putere. Și de ce spun plină de putere? Pentru că mulți oameni au încercat să o înlăture, mulți oameni au încercat să își prezinte autoritate mai presus de ea. Însă cititorul, când o va deschide și va începe să parcurgă fiecare verset din Sfânta Scriptură, își va da seama că cuvântul prezentat aici depășește granițele puterii oamenilor. Va descoperi că este un Dumnezeu care îi se adresează într-un mod direct și personal. De aia consider că fiecare om, fie că o privește sceptic sau își dorește să o cunoască cu adevărat, să pornească pe cale, iar până la sfârșit se va lămuri. În a doua epistolă lui Petru, la capitolul 1 cu versetul 21, Biblia spune așa: căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Aceasta este Biblia pe care o citim. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul lui Dumnezeu. Așa a fost scrisă această carte, pe care mulți oameni încearcă să o controleze, pe care mulți încearcă să o facă, cum să zic, să ne creeze un sistem de valori false împotriva ei, însă de fapt ea are rolul de a te descătușa, de a te elibera de orice gândire care are scopul să te limiteze. Pentru că Biblia are de la arhitectură, la creație, la înțelepciune, e atât de diversă și e plină de atât de multe exemple din care să învățăm în viața de zi cu zi, încât omul care se apucă să o citească, din câte știu, nu o mai lasă. Socotesc că inspirația despre care Giuliano ne vorbea este secretul pentru care, scrisă într-o perioadă atât de lungă, de oameni atât de diferiți, ea nu se contrazice. Ea este unitară. A adus un mesaj compact. Da. Aceasta vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Vorbiți-mi, vă rog, despre mesajul Bibliei. Cui se adresează acest mesaj? Care este destinatarul? Fiecare om este invitat pentru a percepe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu se comunică pe sine oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune într-un psalm că este încercat în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Dumnezeu și-a adaptat mesajul înțelegerii umane și fiecare persoană poate să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. O întrebare. Se spune adeseori că această Biblie, acest cuvânt al lui Dumnezeu nu poate fi înțeles decât de către unii. Da, este un subiect comun. Se pare că gândirea seculară a deturnat înțelesul cuvântului lui Dumnezeu în slujba mistică. În sensul acesta văd o orientare din partea unor sacerdoți care voiesc să ia cuvântul lui Dumnezeu din mâna omului sub pretext că ei nu pot înțelege mesajul Evangheliei, mesajul cuvântului lui Dumnezeu fără o mediere. Dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu, să aducă lumină, să scoată lucrurile din întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu este un mesaj propozițional. Scurt, poate înțelege oricine citește Biblia? Exact, exact. Poate sau nu poate? Pentru oricine. Că poate să citească un inginer și poate să citească un muncitor de rând. Poate să înțeleagă și unul și celălalt. Este uimitor cum copiii citesc pildele Domnului Isus și sunt satisfăcuți și înțeleg mesajul Evangheliei și cum teologii se neacă în foarte frumos în teologie.
Vă mulțumesc tare mult. Spuneți ultimul cuvânt, vă rog. Când vorbim despre înțelegerea Scripturilor, eu cred că trebuie să acceptăm faptul că este ceva special în această literatură, literatura biblică, în sensul că, dincolo de faptul că ea este adevărul, cred că ea este supranaturală. Conținutul ei este un mesaj supranatural și cred că acesta este domeniul sau și împlinește nevoia omului după supranatural, după divinitate. Aici este domeniul unde oamenilor îi se pare de neînțeles. Din pricina asta s-au dezvoltat foarte mult alegorizarea. Alegorizarea însemnând încercarea de a găsi sensul dincolo de cuvinte, în spatele cuvintelor și nu în sensul expresiilor și al propozițiilor explicit. Mulțumesc mult! Dragii mei, mulțumesc că a stat alături de noi până acum. După o scurtă pauză muzicală, revenim! Am revenit la comorile înțelepciunii. Am rămas cu o întrebare al cărui răspuns nu-l știm încă. Poate oricine să înțeleagă acest cuvânt al lui Dumnezeu? Domnule pastor, vă rog frumos,
Aveți ceva de spus și vreau neapărat să aflu. Da. Existența spirituală și fiziologică este susținută de cuvântul lui Dumnezeu. În Coloseni 1:16 spune că toate lucrurile au fost făcute prin El, adică prin Domnul Iisus, și sunt susținute de El. Și acum ar fi absurd să nu putem comunica cu Cel care ne-a creat sau să nu poată auzi Cel ce a făcut urechea sau să nu poată vedea Cel ce a făcut ochiul. Ei, Dumnezeu vorbește continuu. Citind textul Scripturilor, vedem cum Dumnezeu ne vorbește. Uneori te plictisești de un film să-l vezi a doua oară, poate cu atât mai mult de o carte. Dar când citești texte precum Psalmul 23, Psalmul 91, Ioan 3:14 în jos, îți dai seama că acel text are tot timpul ceva nou pentru a-ți transmite. E o relație care se realizează între tine și cuvântul viu al lui Dumnezeu, o relație vibrantă de unde îți extragi seva, viața, speranța, simți cum Dumnezeu îți vorbește, cum Dumnezeu se apropie de tine. Citeam versetul acela din, nu vreau să greșesc trimiterea, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și am realizat că până în momentul respectiv, săptămâna trecută, nu am înțeles foarte bine importanța primului cuvânt, primelor cuvinte. Și pacea lui Dumnezeu vă va păzi. Și atunci mi-am dat seama, wow, ce nou este gândul acesta pentru mine, deși versetul acela este unul dintre versetele mele cele mai de suflet. Într-adevăr, Dumnezeu vorbește. Și după a 10-a citire și după a 15-a citire. Giuliano, pentru tine, cum a devenit apropiat cuvântul lui Dumnezeu? Am stat și m-am gândit, oare cu ce îmi hrănesc eu în fiecare zi mintea? Fiindcă eu în fiecare zi îmi hrănesc mintea cu ceva. Și în momentul în care întâmpin o situație, mă voi raporta la cuvintele care sunt în mintea mea. Fie că sunt din cărți, fie că sunt din muzică, fie că sunt părerile apropiaților sau fie că sunt propriile mele născociri ale minții. Însă eu o să fac cum se aude în mintea mea. Cine e la pupitru și zice, fă așa, eu așa o să fac. Și atunci am zis, mi-ar plăcea, dacă tot am dorit să-L cunosc pe Dumnezeu, fiecare ajunge într-un moment în viață în care spune, vreau să-I dau o șansă lui Dumnezeu. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Bine, asta dacă nu ajungi într-o criză și spui, Doamne, n-am altă variantă. Da, consider că sunt trei categorii de oameni. Primii care vin la Dumnezeu când semaforul e verde, al doilea care când începe să pâlpâie și atunci aleargă spre Dumnezeu și deja ăia în roșu în care ajung la Dumnezeu în cărucior pe patul de spital. Și... Bun și așa. Da, e bun bine și așa. Ideea e că după ce se face semaforul roșu, cei care au fost, se face verde, cei care au fost pe roșu revin iarăși pe verde și se duc mai departe. Da. Iisus spune așa, zice, eu sunt pâinea vieții și cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Ce este această pâine? Această pâine este cuvântul lui Dumnezeu prezentat în Biblie. Da. Și atunci eu când am o problemă, cu ce mă hrănesc? Mă hrănesc cu pâinea părinților, cu pâinea prietenilor, cu pâinea care mi-o dă televizorul sau media? Sau mă hrănesc cu pâinea vieții care este cuvântul lui Dumnezeu? Așa că am ales, haide de azi înainte să mă hrănesc numai cu cuvântul lui Dumnezeu și să intru în realitatea lui Dumnezeu. Să vedem ce se întâmplă, nu? Însă oamenii mi-au spus, nu toată lumea poate să vină la Dumnezeu, nu toată lumea poate să citească Biblia. Și atunci am deschis Biblia și spune așa, Ioan 8:15, voi judecați după înfățișare. Eu nu judec pe nimeni. Și atunci Dumnezeu mi-a deschis poarta și a zis, poți să vii, eu nu te judec. Nu trebuie să apleci urechea la cei care spun că Dumnezeu... Nu, eu nu te judec. Și am mers mai departe și am avut o problemă în viață în care trebuia să obțin o autorizație foarte importantă, care durea 45 de zile. 45 de zile eu trebuia să mă duc cu cisterna la vamă, să iau măsurători, analize. Era o foarte mare procedură, iar mie îmi trebuiau doar 3 zile să livrez acea cisternă. Deci, în 3 zile eu trebuia să livrez o cisternă, cu o procedură de 45 de zile în 3 zile. Și pentru mine era cumplit. În mintea mea nu exista posibilitatea. La oameni să apelez, nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Cărțile nu mă învăța nici Socrate, nici Platon, care este soluția în secolul 21 cu o cisternă. Însă am deschis Biblia și la 1 Petru 5:7 și spune așa. Și aruncați asupra lui, asupra cui? Asupra lui Dumnezeu. Toate îngrijorările voastre. Oare cât de mare e bagajul îngrijorărilor noastre pe care îl cărăm în fiecare zi? Și am citit mai departe. Căci El însuși îngrijește de voi. Această Biblie,
este scrisă de niște oameni pentru că aș dori să-l vorbesc eu cu Petru și să-i arunc lui asupra lui toate îngrijorările. Nu, este insuflată de Dumnezeu și ne vorbește despre Dumnezeu. Așa că atunci când citesc versetele Bibliei și promisiunile lui Dumnezeu, mă raportez direct la Dumnezeu, prin credință. Și n-ai nicio dificultate să înțelegi cuvântul pe care ți-l transmite, nu? Absolut. A doua zi, mai aveam o zi până la livrare. A doua zi mă sună prietenul meu la ora 1 și zice: salut, Giuliano, ce faci? Ai rezolvat? Eu mă trezesc, eram puțin în starea aia de veghe și zic: stai liniștit, totul e rezolvat. Cu o încredere minunată zic: totul e rezolvat. Îi închid telefonul și mă pun la culcare. Zic: Doamne, ți-am dat ție toate grijile și poverile mele. Și el zice: da, dar trebuie să faci și tu ceva. Sună la vamă. Zic: bine, sună la vamă. Sună la vamă: bună ziua, am și o cisternă, doresc să o livrez, uitați care sunt procedurile. Giuliano, nu pot să-ți răspund acum, scrie un e-mail scurt și îți voi răspunde acolo prompt. Zic: perfect. Mă duc la e-mail și scriu cel mai scurt e-mail pe care am putut eu să-l scriu. Eram exact în starea de veghe. Mă duc în pat și mă așez cu încredere că Dumnezeu va rezolva. În 20 de minute, 8 luni de zile m-am chinuit să primesc un e-mail de la vamă prin care să spună că noi nu avem nevoie de autorizația lui. În 20 de minute m-am trezit și m-am dus la calculator. Am citit e-mailul și scrie: subsemnata, nu este nevoie de nicio procedură, cu text din lege, absolut tot. Puteți să faceți transportul, aveți autorizare de la noi, drum bun. Săream prin casă de bucurie și zic: Doamne, fii slăvit, a venit prietenul meu la mine și a zis: ce faci, ai rezolvat? Zic: da, hai să-ți povestesc, am deschis Biblia, am citit și uite ce s-a întâmplat. Și că: bă, tu ai luat ceva. Zic: nu! Ăsta e Dumnezeu, frate! Te umple de bucurie și de minunăție. N-a fost deloc greu să înțelegi și să accepți cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Meștereagă, pentru dumneavoastră, cum? Cum se traduce această înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu? Cum îl transmiteți celor cu care lucrați? Cred că premisa care face limpede cuvântul lui Dumnezeu este credința. Ce înseamnă asta? Acceptarea faptului că realitatea este mai mare decât ceea ce am perceput și am știut noi până acum. Dacă noi încercăm să citim cuvântul lui Dumnezeu reducându-l la capacitatea noastră și la comparațiile de care suntem capabili, ne vom potigni, așa cum s-a întâmplat cu cei mai mulți. Situațiile în care ei spun: nu înțeleg nimic din Scriptură, este când încearcă să supună principiilor și criteriilor limitate ale minților cuvântului lui Dumnezeu. Îl coborâm pe Dumnezeu la nivelul nostru și încercăm să facem după asemănarea celor care se potignesc. Eu cred că premisa de la care putem porni în citirea cuvântului lui Dumnezeu este credința. Asta ce înseamnă? Să, fiindcă a zis Dumnezeu, să îndrăznesc să fac așa. Da. Ce frumos! Cam asta este ceea ce cred că deschide mintea și drumul omului în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Este primul pas. Și totuși, ce spuneți unui om și care spune: măi, dar eu nu pot să înțeleg. Citesc în Daniel, în Apocalipsa și mi se încurcă și privirea în cuvintele alea. Bun, dacă vorbim despre faptul că, hai să spun, deschiderea Bibliei la un anumit loc, fără înțelegerea de ansamblu a Scripturilor și fără punerea în acord și în context a textelor pe care încercăm să le înțelegem, da, asta este valabil nu doar la Scriptură, asta e valabil cu privire la orice carte. Dacă o deschizi într-un loc și citești un paragraf și spui: oare ce însemna paragraful acesta, sigur că nu înțelegi. Deci este nevoie de răbdare, să dai credit Bibliei, să o citești, da, cu totul ca să poți să înțelegi. Da. Când Mântuitorul vorbea cu cei din vremea lui, da, în Matei 22 citim asta, în versetul 29, ei își puneau întrebări cu privire la ce va însemna existența omului de după. Și au venit să-i spună: un om a avut mai multe soții și au murit pe rând, care dintre ele vor fi? Și Domnul spune: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Eu cred că ceea ce spune Mântuitorul acolo este, în abordarea Scripturilor și a înțelegerii a ceea ce transmit ele, pe de o parte trebuie să cunoaștem, nu poți să ai pretenția să înțelegi ceea ce citești dacă tu ești superficial. Am citit un loc și mi se pare că n-are niciun sens. Și puterea lui Dumnezeu însemnând ceea ce am spus eu, abordarea cu credință.
pornirea de la premisa că Dumnezeu este mai mare decât mintea noastră limitată și că atunci când încercăm să înțelegem Scripturile, așteptăm ca El să ne reveleze și să ne ridice la capacitatea de a înțelege. Nu noi să coborâm Scriptura pentru a o face acceptabilă și înțeleasă de noi. Mulțumesc mult! Îmi amintesc de famenul etiopian și aș vrea să adaug un punct la ceea ce dumneavoastră ați spus. Să ai credință, să cercetezi, pentru că nu te ajută cu nimic credința dacă nu ajungi în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Și numărul 3, din punctul meu de vedere, care este esențial pentru înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu, este ceea ce famenul etiopian a căpătat. Ce ne spuneți, domnule pastor, în această experiență micuță? Da. Este vorba de iluminarea minții. Atunci când mesajul Scripturilor pare greu de înțeles, Duhul Sfânt ne face de înțeles mesajul pe care îl citim. Și acest cuvânt al Scripturilor nu este doar o înșiruire de sfaturi, legi, restricții. Conține și o putere pentru a înfăptui ceea ce citim din Scriptură. Și prin aceasta se deosebește total de toate celelalte cărți. Noi obținem din același cuvânt puterea de a înfăptui preceptele sacre. Mulțumesc mult, Giuliano. Voi să mai spui ceva, te rog. Aș vrea să mai adaug un lucru. Noi avem tendința să judecăm. Suntem învățați de societate să punem etichete, să judecăm. Ar fi o mare greșeală ca, deschizând Biblia, să începem să-L judecăm pe Dumnezeu și să nu-i oferim oportunitatea de a înțelege toată povestea pe care vrea să ne-o transmită prin Biblie. Nu pot să mă apuc să citesc Prâzlea cel voinic, să deschid la jumătate, să văd când Prâzlea le retează capul la zmei, să zic ce rău e Prâzlea, neștiind că zmeii furau. Deci când mă apuc să citesc Biblia, încep de la început și până la sfârșit. Iar locurile la care nu găsesc răspuns, nu înțeleg de ce Cain l-a omorât pe Abel, de ce Dumnezeu cerea jertfă, citește mai departe. Sunt anumite semințe care cresc mai târziu. Asta e cuvântul. Sămânța de bambus crește după 30 de ani. 30 de ani stă în pământ și ai putea să spui: ce faci? N-ai făcut nimic toată viața, ai stat 30 de ani degeaba. Dar după 30 de ani o să crească, de toată lumea o să se uimească. Astea sunt pasajele pe care nu le înțelegem. Doamne, nu înțeleg acum, merg mai departe. Știu că Tu îmi vei descoperi, pentru că Biblia se traduce singură. Biblia se revelează singură. Când eu am ajuns la concluzia că credința este premisa de la care trebuie abordată Scriptura, m-am uitat în istorie că, de fapt, lipsa credinței, absența credinței, scepticismul, a făcut și îndepărtarea de înțelegerea Scripturii, de înțelegerea corectă a Scripturii. Alegorizarea, spre exemplu. Filo din Alexandria, părintele alegorizării, în secolul al II-lea, a tradus pornind de la premisa aceasta, a interpretat pornind de la premisa aceasta. A realizat că grecii nu acceptă miracolele din Scriptură și el a zis: cum să facem ca să evităm asta și grecii să nu respingă din pricina asta Scriptura? Haideți să spunem că astea n-au fost reale și că au un tâlc, au învățătură în spatele lor. Și legende doar. De aceea este numit părintele alegorizării, pentru că a încercat să interpreteze Biblia nu prin ceea ce spune, ci prin ceea ce transmite prin mesajul subliminal al cuvintelor ei, și că în felul acesta a crezut că grecii vor fi câștigați, se vor apropia de Biblie. E adevărat că a reușit asta, în sensul că în felul acesta ei, obișnuiți cu legende și cu mituri, au fost interesați de Scriptură, numai că consecința a fost că oamenii au început să gândească: nimeni nu este luminat ca Filo să ne spună ce înseamnă cuvântul acesta. Și bineînțeles că asta a fost luat apoi. Augustin, fericitul Augustin, a fost un continuator al acelorași principii de alegorizare și el spunea de asemenea că, de fapt, mesajul este în spatele cuvintelor și încerca fiecare expresie biblică să-i ofere o semnificație spirituală. E foarte important. Asta a intimidat pe oameni. Și asta Credința, studiul, dă-i credit, dă-i timp și Duhul Sfânt. Acestea trei împreună reușesc să ne dezvăluie ceea ce Dumnezeu vrea să spună prin Sfânta Scriptură. Și oricine poate înțelege. Mulțumesc. Și eu cred mult. Și îndrăzneala de a experimenta ce se spune în Scriptură. Absolut. Se încadrează la credință. Este un
foarte mulți spun, bun, dar să vedem, să încearcă să faci ceea ce spune și vei vedea că se împlinește. Mulțumesc mult! Dragii mei, mulțumesc pentru că ne-ați stat alături până acum. După o scurtă pauză muzicală, revenim! Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori. Munții veșnici, ape repezi și câmpiile în zori. Le sărută curcubeul, totul parcă e un vis. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori. Un copil zâmbește către soare, un bătrân bea apă din izvor. Vântul leagănă ușor, florile pe alcovor și alungă nori. Și alungă nori de dor, te simți în zbor. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori. Munții veșnici, ape repezi și câmpiile sărută curcubeul, totul parcă e un vis. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră uneori. Spre apus doi tineri țin în palme soarele așa ca la început. Raze vii au cunoscut ce preschimbă vaste lut, îngeri vin și ei, îngeri vin și ei. Cu ploi venim și noi. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră veșnici, ape repezi și câmpiile în zon. Le sărută curcubeul, parcă e un vis. Lumea noastră nu-i paradisul, doar o umbră. La comorile înțelepciunii. Dacă Biblia este credibilă, dacă Biblia poate fi înțeleasă, atunci ce ne transmite ea? Stimați invitați, care considerați că este mesajul central al Bibliei? Ce ne transmite Dumnezeu ca noi să putem înțelege spre binele nostru actual și veșnic? Domnule pastor. Între Isus și Cuvântul lui Dumnezeu nu există nicio diferență. El este unul și același lucru. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. În Apocalipsa 19, cel care este numit Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, mai este numit și Cuvântul lui Dumnezeu. Ei, acest cuvânt al lui Dumnezeu, modalitatea prin care Dumnezeu ne transmite voia sa, s-a suit pe cruce. Și în continuare ni s-a comunicat voința, gândurile lui Dumnezeu
Și în sensul acesta, mesajul Scripturilor este caracterizat de un spirit sacrificial. Dumnezeu, când ne vorbește, ne vorbește cu un anumit cost. Și dragostea Lui este cea prezentată ca subiect central în Scripturi. Dragostea Lui Dumnezeu, acesta este mesajul pe care ni-l transmite. Ești de acord, Giuliano? Da. De ce întreb? Pentru că vreau să vă provoc puțin. Am adresat o întrebare în mediul online și am spus, ar mai fi relevant mesajul biblic pentru noi astăzi? Și unul dintre domnii care au răspuns, pentru că au fost doar câțiva domni, se pare că doamnele nu s-au aventurat în zona aceasta, a spus la un moment dat, uite, îți dau un site, du-te și vezi ce scrie acolo. Dumnezeul Bibliei este cel care a omorât 42 de copii pentru că au vorbit urât despre un profet al Domnului. Dumnezeul Bibliei este cel care a ucis popoare întregi, dintr-un singur motiv. O altă persoană a spus la un moment dat, de ce ar fi Iisus Hristos, acesta despre care spuneți dumneavoastră, atât de important, un singur evreu și cei 6 milioane de evrei care au murit la Auschwitz sau, mă rog, în toată perioada aceasta, nu ar fi la fel de importanți? Ce opinie ai? În primul rând, cu toții cunoaștem textul de aur. De ce a venit Iisus? Poți să spui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a trimis și a dat pe singurului său fiu, pentru ca oricine crede în el, adică Iisus, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci el n-a venit ca lumea să fie pierdută prin el, ci ca lumea să fie salvată prin el. Consider că Dumnezeu, și asta cred că scapă multora, Dumnezeu nu este numai iubire, Dumnezeu este și dreptate. Fiindcă dacă Dumnezeu ar fi iubire, tot ce am face noi ar fi fost în zadar. Pot să fac ce vreau, că oricum Dumnezeu mă iubește, la sfârșit am scăpat, sunt bine, treci veșnic. Păi atunci de ce am mai izgonit din grădina Edenului, dacă puteau să facă răul să trăiască veșnic? Nu, Dumnezeu este dreptate. Și consider că într-o lume în care orbiși doresc vederea, într-o lume în care șchiopii își doresc să fie vindecați și să meargă, oamenii bolnavi își doresc de asemenea sănătatea trupească, oamenii bolnavi spiritual își doresc sănătatea spirituală, oamenii cu probleme sufletești își doresc vindecare sufletească, oameni care trec prin situații de criză în viață își doresc să mai vadă lumina a doua zi sau chiar în clipele acelea, consider că unul dintre mesajele Bibliei, pentru că Biblia într-adevăr are un mesaj central, însă e atât de complex încât fiecare din noi, potrivit ADN-ului vieții, își poate lua mesajul pentru etapa în care se află ca să continue. Și atunci Iisus spune așa, Iisus le-a vorbit din nou și a zis, cum a vorbit Iisus pe pământ, nu a mai vorbit nimeni. De aceea Iisus este foarte important. Cum a vorbit Iisus, n-a vorbit Socrate, n-a vorbit Confucius, n-a vorbit Galileo, n-a vorbit Buddha, n-a vorbit Mohamed, nimeni nu a avut autoritatea duhovnicească să înfăptuiască și să vorbească cum a vorbit Iisus. De aceea Iisus este important. De aceea Iisus este un mesaj central al Bibliei. Și Iisus spune așa, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În concluzie, sunteți de acord că mesajul central al Scripturii este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a ales să moară pentru binele omenirii. Domnule Meștereagă. Eu încerc să detaliez puțin acest adevăr. Prin înțelegerea sau stabilirea semnificației unor metafore pe care le găsim în Scriptură cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 119, versetul 105. Psalmistul spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Dacă ne gândim la metafora aceasta, ar trebui neapărat să mergem să ne întrebăm ce semnificație avea atunci și ce semnificație are azi lumina. Și e foarte simplu. Să te gândești cum ar fi ca mâine dimineață să mă trezesc și fără lumina artificială să nu am lumină. Te vei lovi de lucruri, nu vei putea să mergi fără să te potignești. Când Biblia ne spune cuvântul este o lumină, ne vorbește despre faptul că în înțelegerea și în trăirea vieții noastre nu putem să mergem fără a avea parte de această cunoaștere, revelație pe care o avem din cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne va feri
de lovirea noastră de crizele și de situațiile din viață. Așa cum spunea Giuliano, oamenii sunt loviți de tot felul de crize și întrebarea lor este cum pot merge mai departe sau care este calea în care să pot fi prevenit de astfel de situații. Răspunsul Scripturii este cunoscând Cuvântul lui Dumnezeu. În Matei 7 este folosită metafora fundației, a temeliei. Cine ascultă cuvântul meu și îl împlinește, se aseamănă cu un om care și-a zidit casa pe stâncă, cu o stâncă, cu o temelie care nu se clatină. Foarte ușor de înțeles. Dacă te întrebi ce relevanță are cuvântul pentru omul de astăzi, este temelia care îl va susține în fața oricărei furtuni, a oricărei crize. Ne întrebăm de ce oamenii sunt vulnerabili în fața crizelor actuale, de ce disperarea, de ce depresia, de ce temerile sunt din ce în ce mai frecvente și oamenii nu mai fac față pentru că au abandonat fundamentul. Temeria. Ceea ce ne spune Scriptura este adevărat și orice renunțare a noastră la Cuvântul lui Dumnezeu va avea aceste consecințe. Mulțumesc mult! Vreau să vă provoc în ultima parte a acestei părți să-mi spuneți o aplicație în viața personală a mesajului divin. Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră când ați primit o anumită parte a mesajului divin? Am înțeles că mesajul divin este Mântuitorul, este temelia, este lumina lumii, este adevărul. Asta mi-a spus până acum. Haideți să vedem personal. Mă amintesc când eram copil de vreo 12 ani și într-un moment important, într-un timp de rugăciune, am primit călăuzirea lui Dumnezeu și mi s-a deschis mintea. Am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, aveam tendința să învăț și pe alții și la vremea potrivită am ajuns predicator. Dar din momentul acela am putut să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. Era ca și o carte pe care o vedeam în 3D, dacă până atunci o vedeam plată. Și am văzut aplicate învățăturile Scripturii la viața de zi cu zi. Și m-a încurajat foarte mult să continui să citesc, să învăț cât mai mult despre Dumnezeu. Deci înțelegeați cuvântul lui Dumnezeu la 12 ani? Da, a fost un clic, un moment, a fost dintr-o dată, da, n-a fost ceva progresiv. N-am insistat ca să... Oți fi intrat în perioada aceea de majorat care se practica în vechiul Israel. Da. Giuliano, tu ce experiență ai avut sau, mă rog, au trăit prietenii tăi cu privire la impactul cuvântului, mesajului cuvântului Dumnezeu în viața lor? Consider că fiecare om creștin și necreștin ar trebui să ia Biblia la puricat și să o citească pe toată. Pentru că până la vârsta de 22 de ani știam din Biblie, auzeam din Biblie, însă niciodată nu m-a interesat cu adevărat să o citesc eu de la cap și până la coadă. Și cred că ăsta a fost punctul care mi-a transformat viziunea despre viață și mi-a dat capacitatea să înțeleg lucrurile într-un mod mai profund. Care a fost mesajul Bibliei pentru tine de a lua decizia aceasta? Când am început să citesc Biblia, mă simțeam că am o conștiință foarte încărcată. Simțeam că nu mai am libertate în conștiința mea și că eram ghidat de oameni, de părerile lor, de obiectivele societății și simțeam că am ajuns în punctul în care nu puteam să merg mai departe pentru că toată lumea încerca să facă așa. Și cum ajungeai la nivelul lor? Făceau așa. Și atunci trebuia să schimbi traseul, să te duci pe alt traseu. Dar pe celălalt traseu ajungea iarăși la nivelul omului acelui și iarăși făcea așa. Și mergând în ciclul ăsta de mai multe ori, am zis, Doamne, cum a spus psalmistul David, Tu ești turnul meu de scăpare. Și atunci am luat Biblia și am zis, Doamne, vreau să te cunosc pe tine în acest turn de scăpare, să citesc cuvântul tău. Iar în momentul în care am citit-o, am început să mă identific cu fiecare personaj din Biblie, cu situația poporului Israel, care cădea mereu, Dumnezeu îl reabilita și cădea mereu, Dumnezeu îi oferea iertare și cădea. Avem tendința să ne învinovățim și nu mai avem puterea să facem pași. Avem tendința să ne biciuim și nu mai avem puterea să ne ridicăm.
și o facem noi singuri, fiindcă noi nu credem că mai merităm ceva mai mult. Nu credem că Dumnezeu ne-a chemat, nu credem că suntem aleși, nu credem că suntem în stare. Dar de ce nu credem treaba asta? Pentru că cei din jurul nostru, dacă ar fi citit cuvântul lui Dumnezeu, ar fi văzut că rostul lor pe acest pământ, după ce Dumnezeu i-a ridicat pe ei, este să meargă mai departe, să ridice și ei pe ceilalți. Ori pe când noi nu avem această bază, la fundația temeliei vieții noastre, avem tendința să ne tragem în jos unii pe alții. Iar când unul vrea să se ridice, 7 se apucă de el să-l tragă în jos. Și numai Iisus Hristos este acela care te ridică și te duce în locuri cum l-a luat și pe Avram și a zis, trebuie să ieși din locul acela. N-am cum să te ridic acolo, că sunt prea mulți pe tine. Trebuie frumos. Să te ridici și să te urmezi. Pentru tine, mesajul central al Bibliei la 22 de ani a fost ridică-te. Eliberare. Eliberare și ridică-te. Mulțumesc. Am nevoie de tine să mergi, am nevoie de tine să alergi. Destul cu mocirla, nu te mai tăvăli, ai potențial, e timpul să descoperi ce am așezat foarte în tine, frumos. Ridică-te și du-te. Mulțumesc mult. Domnul Meștereagă. Eu am multe și lungi povești. Nu prea lungi, nu mai spun. Dar nu vreau să le spun. Într-un minut și un pic, dacă o spuneți. Vreau doar să vă spun cum a început. Pentru mine, relevanța Bibliei, cred că aveam vreo 7 ani. Și mai devreme decât domnul părinții Vasa. Ne spuneau, Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă. Dacă aveam nevoie de ceva, spunea, rugați-vă, că așa scrie în Scripturi, că El vă poartă de grijă. Foarte târziu am știut că părinții, tatăl câștiga salariu. Pentru că experiența noastră a fost... Aveam nevoie de tenis, rugați-vă, noi ne rugam, tata ne cumpăra și apoi, în experiența noastră, spuneam, iată că Dumnezeu ne-a ascultat. E, în paralel cu asta, întotdeauna când ne dădea 10 lei, ne dădea 10 lei pe săptămână, spunea, să știți, recunoștința voastră, pentru că Dumnezeu vă poartă de grijă, trebuie să fie acordarea a 10-a, partea, un leu, trebuie să-l oferiți Domnului. Și asta însemna să mergem duminica la biserică și să-l punem la colectă. Pentru ca Dumnezeu să continue să vă poartă de grijă. Eu am avut o experiență, eram în competiție, am un frate geamant și eram în competiție cu el. Întotdeauna cine are mai mulți bani după ce primeam cei 10 lei și cine îi cheltuiește mai repede era mai sărac. Mergeam duminica cu banul nostru, să-l punem la colectă și eu l-am scăpat într-un canal. Chiar înainte de a intra la biserică, a fost acolo o rigolă, a căzut leul în canal, fratele meu geamăn era bucuros că o să am cu un leu mai puțin, că trebuie să pun altul. Eu, probabil teolog de atunci, am spus nu că este al lui Dumnezeu, el este tot puternic. Să ai pe grijă de banul lui, nu? Eu nu pot să-l iau, dar el poate. Dar intrând la biserică, nu știu de ce, în conștiința mea, până când a venit timpul colectei, mi-am călcat și am zis, tu ai fost neglijent și trebuie să-i fii recunoscător lui Dumnezeu pentru ceea ce El ți-a dat. Și am dat un alt leu. Fratele meu mă urmărea și era radiat de fericire. Numai că în ziua aia, când am ieșit de la biserică, m-a prins un frate de mână, era fratele Iancău, era un frate cu o mustață așa răsucită. Și noi ne speriam, copii fiind, făceam strategii, băieții, cum să nu ne prindă fratele Iancău. În ziua aceea, supărat că am cu un leu mai puțin, m-a prins și fratele Iancău de mână. M-a ținut câteva secunde, pentru că eu m-am zbătut să scap și ceilalți se uitau și râdeau, băieții. M-a ținut câteva secunde și mi-a pus ceva în mână și apoi mi-a dat drumul. Când m-am trezit liber și m-am uitat, aveam în mână 10 lei. Ce frumos! Pentru dumneavoastră, pentru Dumnezeu s-a descoperit ca un purtător de grijă. Da, în felul copilăresc, în timpul acela, pentru mine a fost confirmat faptul că Dumnezeu împlinește ce spune. Mulțumesc mult! Să repetăm, purtător de grijă, eliberator, cum s-a concretizat mesajul divin în viața dumneavoastră? Prin iluminarea minții. Iluminarea. Deschiderea minții asupra cuvântului său. Vă mulțumesc tare mult! Dragii mei, după o scurtă pauză muzicală, revenim. Din tot ce am astăzi nimic.
Revenit la comorile înțelepciunii. Am înțeles atâtea lucruri legate de Biblie, însă nu am înțeles un aspect pe care vreau să-l discutăm acum. De ce ar fi important pentru mine mesajul biblic, cetățean al secolului 21, om care are tehnologia la picioare? De ce m-ar interesa? În aceste momente vreau să vă provoc, stimați invitați, eu sunt avocatul diavolului astăzi. De ce să fie relevantă pentru mine această carte care s-a scris cu atâtea mii de ani în urmă, care spune despre fel de fel de legende și așa mai departe? De ce m-ar interesa? Vă rog, domnule meștere. Pentru a înțelege la ce vă folosește tehnica. Păi cum? Uitați ce bine o ducem cu tehnica. Avem de toate informația la un clic distanță. Am tot ce îmi dorește sufletul astăzi. De ce mi-ar trebui mie cuvântul vechi de atâtea mii de ani? Vă citez din Scripturi. În cartea Eclesiastru spune înțeleptul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, umble pe căile plăcute ochilor tăi, dar nu uita că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Adică vrei să spune să nu-mi trăiesc clipa? Nu, vreau să spun că ceea ce clipa care cu adevărat ne aduce împlinire este cea care lasă asupra vieții noastre amprenta aceea și valoarea aceea care ne permite să continuăm viața noastră chiar după ce vom pleca din lumea aceasta. Da? Vine o zi, spune Scriptura, în care ne vom ridica și vom sta în fața Marelui Judecător. Vă referiți la faptul că există o judecată a tuturor faptelor, gândurilor, acțiunilor noastre, exact. Și ar trebui să mă gândesc eu, tânărul de astăzi, la sfârșitul zilelor mele. Atunci când vorbeam despre faptul că este o temelie, Domnul o spune într-o parabolă în care spune că cel ce zidește casa pe stâncă este înțelept. De ce? Este înțelept în primul rând că ia în serios furtunile care vor lovi în casa lui. Un om care zidește casa pe stâncă, de aceea este înțelept. Dacă n-ar pleca de la premisa, acum e cald, e bine, e soare, dar s-ar putea să vină furtuna, el n-ar avea de ce să facă efortul să-și zidească casa pe stângă. Dar zice că ia în socoteală. Ceea ce mă ajută Scriptura, înainte de toate, mă previne de ce furtuni vor veni. În Romani, în capitolul 8, Apostolul Pavel ne enumeră câteva dintre ele. Atunci când vorbește ce mă poate despărți pe mine de dragostea lui Hristos. Necazul, strâmtorarea, lipsa de hrană, lipsa de îmbrăcăminte, războiul. Și continuă cu unele din ce în ce mai mari. Viața sau moartea, zice. Nici moartea nu mă va despărți. Întrebarea este, care este temelia care în fața acestor furtuni face casa mea, viața Trenică. Mea, în cazul acesta, da? Să nu se dărâme. Am înțeles. Vor veni aceste furtuni. Da, dar legea fundației este foarte simplă.
forța cu care se opune fundația trebuie să fie cu ceva mai mare decât cea mai mare furtună. Superb gând. Asta este logica. Da? Singura carte, singurul loc în care eu găsesc cum pot să rezist în fața acestor furtuni este Biblia. Biblia îmi spune, cuvântul meu este hrană pentru voi, ne cita Giulianu mai devreme. Da? Cuvântul meu pentru voi este ajutor în necaz. În lume veți avea necazuri, Ioan 17, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Da? Cuvântul meu este înviere pentru voi. Asta este poate una dintre furtunile care nimeni nu poate să o ignore sau poate să o ignore, dar ea va veni. Da? Da, tot spune, va veni moartea. Ce va ține viața ta în fața morții? Este o singură temelie. Cel ce a zis, eu sunt învierea și viața. Da, dumneavoastră vă duceți prea departe. Faceți parte din generația mai în vârstă. Hai totuși să ne gândim la ăștia tineri care avem viața înainte. Vrem să ne bucurăm de ce avem acum, domnul Meștereagă. Păi eu speram ca cei tineri să meargă departe. Giulianu, am o întrebare. Trăim într-o societate în care poți să atingi cele mai înalte standarde morale dacă vrei. Poți să fii un om extraordinar, să faci bine tuturor, fără să ai niciun stres vis-a-vis de viața veșnică și de un Dumnezeu care este, pare să departe. De ce m-ar interesa pe mine un Dumnezeu ca acesta, dacă eu pot să fiu suficient? Eu v-am zis așa, gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi întoarce în pământ. De aici eu înțeleg faptul că și nu este numai Iov. Sunt foarte mulți oameni bogați care când au fost îngropați au zis, îngroapă-mă cu mâinile afară ca lumea să vadă că n-am luat nimic cu mine acolo unde mă duc. Este foarte important să ne dăm seama că nu lucrurile exterioare ne definesc, ci lucrurile interioare. Pe interior, dacă eu pot să fiu bun, să fac bine umanității, de ce mi-ar trebui Dumnezeu și Biblia? Acum ajungem în punctul acela. Pentru că făcând toate aceste lucruri fără un sens, fără o direcție, din punctul meu de vedere, le facem doar pentru slava noastră. Și cred că ne hrănim ego-ul, spunând că facem lucruri bune. Păi, evident, da. Foarte mult. De ce studiez eu Biblia și de ce mă interesează pe mine Biblia? Pentru că trăiesc într-un secol în care văd că lucrurile se îndreaptă așa către un matriarhat și eu îmi doresc să fiu un bărbat într-o societate în care și-a pierdut rolul. În care bărbații nu mai au nu mai au rolul de bărbat și lucrurile deja au început să fie așa fluctuante. În al doilea rând, doresc să aflu înțelepciunea. Iar Biblia conține, cred că, cea mai adâncă înțelepciune pe care au cuprins-o cărțile pe acest pământ. În al treilea rând, îmi place atât de mult viața, atât de mult îmi place viața, încât vreau să o trăiesc veșnic. Binele din păcate pentru cei care neagă scripturile, îl definesc tot după scripturi. În timp ce neagă scripturile, să știți că își definesc binele după scripturi. Deci nu-mi permiteți nicio șansă. Că nu vă permit eu. Ideea este că altfel. În timp ce oamenii neagă scripturile, așa cum spunea Giulianu, cele mai multe aspecte ale principiilor de viață pe care astăzi filozofi și specialiști în psihanaliză și psihiatrie și psihologie constată că, de fapt, sunt cele pe care le-am știut de mult în scripturi. E doar le descoperă primire, nu? Și spune, uite mă, că e adevărat ce scria în scripturi. Așa mulțumesc, că, vă rog. În asentimentul fraților, cred că cuvântul lui Dumnezeu proiectează în noi unitatea de adevăr. Și vă dau un exemplu. Eram la un curs la asistență socială și ni s-a prezentat câteva cazuri, unul dintre ele de o persoană care s-a simțit ofensată în propriul trup, și-a schimbat genul, spre bătrânețe și-a dat seama că a făcut o greșeală, a revenit la genul inițial. Și a fost un tir de argumente asupra faptului că fiecare își alege genul și că fetița de asta se consideră de gen feminin, pentru că de când este mică i s-a spus că e fetiță, că i s-a lăsat părul lung. A fost îndoctrinată cu această teorie. Da. Și bineînțeles că m-am ridicat și am spus, îmi pare rău, mă faceți să mă îndoiesc de bărbăția mea. Eu cred că relativizați adevărurile, zice, dar cine zice că nu este altfel? Și în dialogul meu mi-am dat seama că în fața profesoarei nu aveam niciun argument.
În primul rând, toate cele referitoare la Scriptură cădeau, iar din altă parte nu puteam să-mi procur niciun argument. Și atunci mi-am dat seama că Scriptura este singura care spune ce este bine și ce este rău în lumea aceasta. Și fără Scriptură suntem total debusolați. Nu mai știm care este stânga și care este dreapta, așa cum erau și Ninive ni poate. Apoi, cred că Cuvântul lui Dumnezeu ne alimentează mereu, este o hrană pentru noi în ce privește sănătatea spirituală, dragostea. Da? Noi, fără comunicarea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, devenim rahitici, cădem în inexistență. Ne menținem viața spirituală prin cuvântul lui Dumnezeu care ne hrănește. Respectiv, noi vrem să fim asemenea lui Dumnezeu. Și atunci, hrănindu-ne cu El, devenim ca El. Și ne bucurăm că suntem ca și El. Și noi suntem lumini, așa cum este Domnul Lumină. Dumneavoastră vreți să ne spuneți că dacă apelăm la adevărurile scripturistice, vom avea relații mai de calitate, vom avea o pace cu noi înșine de invidiat și vom avea o viață extraordinară. Asta vreți să-mi spuneți? Nu. Vă rog. Acestea se proiectează în viitor, după pragul mormântului. Ce vreau să spun? De ce să-mi trebuiască? Da. Pentru că avem certitudinea că deținem adevărul absolut al lui Dumnezeu, că Dumnezeu se revelează și îl cunoaștem pe El ca adevăr. Și după ce ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu ca adevăr, îți dai seama că ai fost luat din mijlocul unei minciuni în care nu vrei să mai ajungi niciodată. Ridicarea standardului. Am înțeles, cred. Da. Te rog. Ultimele cuvinte, vă rog. Ultimele cuvinte. Consider că într-o lume stăpânită de diavol este destul de uman să devenim niște avocații ai diavolului. Oamenii care spun că ei fac bine și că sunt fericiți și că totul le merge bine, consider că nu își doresc cunoaștere mai multă decât ceea ce au descoperit. Și am un exemplu din Biblie în care câțiva învățați ai lumii vin la Iisus și spun: Bunule învățător. Iar Iisus Hristos, Dumnezeu în cuvânt, Fiul lui Dumnezeu pe pământ, după ce a înviat morții, a vindecat răniții și a hrănit sufletul oamenilor, îi spune: Pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, care este în ceruri, e Tatăl, e Dumnezeu. Pentru ce îmi spui mie că sunt bun? Și atunci cum putem veni noi să afirmăm despre noi înșine că suntem buni, despre noi înșine că suntem fericiți, când Iisus spune că dacă rămân în voi cuvintele mele, bucuria voastră va fi deplină? Numai avându-L pe Iisus în noi vom descoperi bucuria deplină. Și atunci stau să mă gândesc cât de mult a ajuns omul să se mintă ca să creadă că duce o viață bună, însă în inima lui să fie mort. Să trăiască cu blestemul în inimă, iar în exterior să creadă că duce o viață binecuvântată. Probabil că Biblia spune, mai mare drama umanității, să crezi că trăiești și de fapt să-ți meargă numele. Biblia spune așa: Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Într-o lume plină de minciună, cred că primul lucru pe care îl caut este cuvântul, adevărul. Într-o lume plină de întuneric, cred că primul lucru pe care îl caut va fi prima luminiță pe care o găsesc. Într-o lume plină de moarte, primul lucru pe care o să-l caut o să fie viața veșnică. Și toate astea le găsim la Iisus. De-aia este Iisus important și de-aia este Biblia importantă, pentru că ea ne revelează toate aceste lucruri. Și după ce dragii noștri telespectatori vor citi această minunată Biblie, își vor da seama că tot ce îi înconjoară face parte de aici. Absolut tot. Mulțumesc mult. Ridicarea standardului vieții, să vrei mai mult. Da. Spune-mi pe scurt, în două vorbe, concluzia prezentării tale. Greu să sintetizezi așa pe scurt, nu? Concluzia prezentării este că toate nevoile după care sufletul uman țipă în momentul de față. Nu știu în ce stare se află dragii noștri telespectatori acum, însă știu că prin cuvântul lui Dumnezeu își vor găsi eliberarea din situația de criză, de stres, de faliment, de divorț. Nu știu în ce situație se află fiecare.
însă studiind cuvântul lui Dumnezeu vor găsi alinare, vor găsi vindecare, vor găsi ieșirea din orice situație în care s-ar afla. Iar dacă dragii noștri spectatori cred că o duc foarte bine, vreau să-i dezamăgesc și să le spun că există și mai bine. Mulțumesc mult! Ultimul cuvânt vă rog, cu dumneavoastră încheiem. Eu mă refer mai mult de atât la faptul că cuvântul ne definește. Adică ceea ce suntem cu adevărat sau atunci când începem să devenim cu adevărat este atunci când cunoaștem cuvântul și începem să trăim prin el. Giulianu spunea că se poate și mai bine. Există oameni care își măsoară binele după niște repere foarte joase. Da. Cuvântul lui Dumnezeu este standardul acela care ne poate face să simțim cu adevărat. Toți oamenii care au gustat din binele acelea au spus după aceea cum am putut să rezist și să stau atâta vreme în mediocritatea gustați și în ceea și ce am ce bun este Domnul. Da. Nu greșesc dacă spun că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cel care ne elevează, ne scoate din mediocritate și cine ar vrea să ducă o viață de plafonare. De plafonare. Vă mulțumesc tare mult, stimați invitați. Sper că i-am stârnit pe stimații telespectatori să dorească mai mult să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, chiar și pe cei de astăzi, ca mine și ca dumneavoastră, care poate mai au semne de întrebare vis-a-vis de credibilitate, vis-a-vis de importanța acestui cuvânt în viețile noastre de zi cu zi. Vă mulțumesc tare mult tuturor. Mulțumim și noi. Dragii mei, iată că am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Vă mulțumesc că ne-ați stat aproape. Rămâneți la 7 TV, deoarece urmează Abi Burtan cu Agenda Culturală. Numai bine! Pe tatăl meu.
În continuare, colega mea, Abi Burtan, îl are ca invitat din nou pe profesorul Iacob Coman. Vor vorbi despre copilăria domniei sale, despre darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat din plin asupra lui. Să-i urmărim împreună. De-a lungul ultimelor săptămâni, ați făcut cunoștință cu opera domnului profesor Iacob Coman. Astăzi, vă propun să cunoașteți mai bine persoana acestuia. Este născut în Solovăstru, într-o familie simplă de gospodari. În perioada adolescenței, dar și în tinerețea timpurie, s-a preocupat de diferite meserii practice, nedezvoltând însă latura academică. Dar în momentul în care s-a hotărât să investească și în latura intelectuală, nu s-a mai oprit. Astăzi este pictor, interpret de muzică creștină, autorul la numeroase cărți de poezii, dar și cu conținut muzical, este doctor în filozofie, teologie și litere. În continuare, vă invit să ascultați una dintre cele mai reprezentative poezii ale sale, dar și câteva detalii din viața și dorințele dumnealui. Crucea abia din lemn de plop, în umbre lungi mă străjuiești pe drum. Cruce de plop în alb curat domnesc, cu dragul inimii din trupul Dumnezeului ceresc, din care binecuvântare și blestem deopotrivă vin, te port fragil ca pe un vis spre locul unde a plecat eu, mă închin, ca tot ce e lumină să mă încânte. Când v-ați descoperit vocația de artist plastic? Sigur că răspunsul e mai ciudat la această întrebare. Personal, nu cred că există momente în viață când cineva își descoperă vocația, ci cred că există momente în viață când cineva permite unei realități interioare să iasă afară și se face vulnerabil. Atunci se face vulnerabil criticii, plăcerii sau neplăcerii, acceptării sau respingerii. Da? Ei, din acest punct de vedere, de copil mic am ieșit în spațiu public, să zic, mărunt al existenței mele, cu diferite lucruri ce țin de artă. Da? Și, repet, m-am întâlnit cu dezaprecieri, m-am întâlnit cu du-te, mă copile, și fă ceva, nu umbla cu prostii de felul acesta. Dacă ar fi să vă uitați în urmă la realizările dumneavoastră din punct de vedere muzical, teologic, artistic, vorbind de pictură, pe care din aceste domenii ați vrea să le dezvoltați mai mult? Inițial, eu am vrut să mă duc pe domeniul muzicii. Așa a fost visul meu. Însă, pronia lui Dumnezeu a decis altfel. Eu, cum vă spuneam, când aveam 6 ani, am compus prima cântare. În clasa a patra am compus un quartet de 3 viori și violoncel, care a fost cântat la școala de muzică de la Reghin. După aceea, bine, n-a fost nimeni, părinții mei, oameni simpli, n-a fost nimeni care să vadă în mine și să mă scoată afară din anonimatul meu personal. De acolo am vrut să mă duc, însă cu mulți ani în urmă cineva mi-a rupt picioarele. Nu știu dacă e momentul potrivit ca să spun public cine. Și atunci am avut o mare răzbunare pe Dumnezeu, pe care l-am socotit vinovat pe El prin omul respectiv, și am curmat viitorul meu ca dirijor și compozitor. În vremea comunismului aveam un unchi foarte drag sufletului meu, care venea la noi în fiecare vară și despre care am aflat că scrie și poezii.
Petre Vasile Cazan se numea, îmi punea tot felul de ghicitor, tot felul de întrebări, am învățat foarte multe de la domnia sa și când am citit primele lui cărți de poezie am rămas impresionat. El scria bătând la mașină pe o maculatură, știți cum se făcea pe vremea comunismului. Mi-a rămas în suflet o strofă dintr-o poezie care spune așa: carte sfântă, nesecată, glas divin, dumnezeiesc, tu mi-ești lumina vieții și prin tine eu trăiesc. Mort aș fi fără nădejde și pe veci aș fi pierdut dacă ale tale pagini nu le-aș fi cunoscut. Despre ce carte poate fi vorba? Despre Sfânta Scriptură. Despre asta vom vorbi împreună cu colegii noștri. Astăzi o să încercăm să ne gândim împreună la ce înseamnă Biblia pentru omul modern. Mai are omul modern nevoie de Biblie astăzi când are știința ca să-i spună ce este adevărul? Pentru că, într-adevăr, pentru noi astăzi, pentru oamenii civilizați, singura sursă de încredere pentru adevăr este știința. Numai că este o mică problemă cu știința, deși și-a demonstrat puterea de a ne arăta tot felul de adevăruri despre lumea în care trăim, știința nu are ochi decât pentru ceea ce se poate atinge și pentru ceea ce se poate vedea. Cu alte cuvinte, pentru știință nu există decât ceea ce se vede. Știința rămâne întotdeauna, într-un fel, la suprafața lucrurilor. Și o să ziceți, cum este? Asta nu e adevărat, pentru că, iată, foarte recent, chiar zilele acestea, știința ne-a arătat o gaură neagră, care este la 26 de milioane de ani lumină depărtare de noi și noi am știut că acolo este o gaură neagră, pentru că teoria relativității a lui Einstein prezicea că trebuie să fie o gaură acolo dacă observăm anumite lucruri că se întâmplă acolo. Și atunci noi am știut să căutăm, să ne uităm în direcția potrivită, pentru că teoria relativității ne spunea unde să ne uităm și cum să ne uităm. Iată, știința, deci, nu se ocupă doar de lucruri vizibile, nu? Se ocupă și de lucruri invizibile, dar până la urmă este vizibilă. Pentru că, iată, astăzi avem o fotografie cu o gaură neagră. Și veți spune, da, dar știința se ocupă și de și încearcă să ne explice gravitația, care este invizibilă. Da, este invizibilă, dar până și gravitația, până la urmă, este ceva ce poate fi atins într-un fel, pentru că este o forță palpabilă, la fel ca și electromagnetismul, la fel ca toate forțele care țin în mișcare această mașinărie minunată care este Universul. Pentru știință nu există propriu-zis omul ca ființă umană. Și asta este cea mai mare problemă cu știința, pentru că pentru știință omul nu este decât un animal, cel mai răsărit dintre animale, dar este doar un animal. Și aici vedem cum știința, de fapt, nu pătrunde și nu poate să pătrundă în interior, pentru că pentru știință nu există personalitate, nu există persoană, propriu-zis, pentru că o persoană înseamnă libertate. Dar pentru știință nu există libertate. Pentru știință nu există decât un complex de cauze și de legi ale naturii care funcționează și nu există pur și simplu loc într-o explicație științifică a lumii pentru așa ceva ca libertatea. Nu există loc pentru vină. Dacă nu ai libertate, nu există vină și nu există responsabilitate. Nu există frică. Nu există dorință, nu există poftă, nu există ură, nu există speranță, nu există nimic din ceea ce ne face oameni. Știința se ocupă doar de lucruri. Chiar dacă există și științe umane, științe sociale, și acestea rămân tot la suprafața lucrurilor și nu pătrund în interior. Doar arta, doar literatura, doar romancierii, de exemplu, pătrund în sufletul omului și explorează interiorul. Da? Iată că știința, deși este capabilă să ne dea adevăruri precise și sigure, ne dă adevăruri care nu prea ne interesează, pentru că pentru ea, propriu-zis, noi nici nu existăm. Și atunci are omul modern nevoie de ceva, de cineva, de Biblie, poate, ca să-i spună acele lucruri care îl interesează, care contează pentru el. Era o vreme când întreaga lume se credea că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Bineînțeles, nu întreaga lume, ci Europa. Pentru că pentru indieni, de exemplu, nu era Biblia. Erau alte cărți sacre ale lor. Da? Dar pentru întreaga lume civilizată, și asta este foarte interesant, pentru întreaga Europa civilizată,
Biblia a fost cartea de temelie, cartea care a format mintea europeană, așa cum este ea. Chiar mintea științifică de astăzi nu ar fi existat fără Biblie. Și este foarte interesant cum această minte creată de Biblie a crescut și a umplut pământul și a afectat întreg pământul, pentru că astăzi raționalitatea de tip occidental a transformat și umple întreg pământul. Dar vremurile acelea în care oamenii credeau că Biblia este o carte inspirată au trecut de mult. Pentru că la un moment dat, tocmai știința, într-un fel sau altul, a început să se uite la Biblie și a început să descopere anumite lucruri care făcea imposibil să mai credem, de exemplu, că Moise a scris toate cele 5 cărți, Moise a scris Tora, că Moise a scris primele 5 cărți din Biblie. Și au început să trateze Biblia, oamenii, pe la cam acum vreo 150 de ani, ca și cum ar fi orice altă carte. Și au zis, ia stai puțin, nu este o carte care a picat din cer într-un nor de fum și lumină. Este o carte care a fost scrisă de niște oameni. Hai să vedem cine au fost oamenii care au scris cartea aceea. Hai să vedem, este în ea ceva omenesc? Și a fost un val foarte puternic care aproape a ras Biblia cu totul. Și a zis, a aruncat-o la gunoi și a zis, iată, nu e nimic în Biblie dumnezeesc, nu e nimic divin în Biblie. Este doar o carte ca orice altă carte. Mulți oameni cred și astăzi că așa stau lucrurile și că așa a rămas situația cu Biblia, numai că lucrurile n-au rămas deloc așa. Pentru că pe la începutul secolului 20 și spre jumătatea lui au apărut alți oameni, oameni de știință, de un fel sau de altul, arheologi, filologi și teologi, care au zis, nu putem să renunțăm la Biblie, nu putem să credem că putem să o aruncăm așa ușor de gunoi. Chiar Nietzsche, despre care toată lumea crede că a zis atât, Dumnezeu a murit și asta e tot, ca și cum era bucuros. Nu, Nietzsche a fost cel care a spus și a spus cu o forță pe care nu a mai avut-o nimeni. Cred că Biblia este documentul care a creat mintea europeană. Și au zis, cum putem să aruncăm această carte la gunoi ca și cum ar fi nimic? Este doar o carte plină de superstiții, doar maculatură. Și au început oamenii să se uite în alt fel la Biblie. Și astăzi lucrurile stau într-un cu totul alt mod decât cred cei mai mulți oameni. Există un respect pe care Biblia și l-a recâștigat în fața oamenilor de știință, pentru că toate investigațiile, fie că a fost vorba de arheologie, fie că a fost vorba de experți în limbile care se vorbeau în Biblie, fie că e vorba de istorici, spun aceeași poveste și au ajuns la concluzia că da, Biblia este o carte omenească, da, Biblia este imperfectă, dar în același timp strălucește din ea o lumină care este supraomenească. Este o carte miraculoasă, este o carte foarte misterioasă și tocmai felul în care omenescul și ceva care nu este omenesc, pentru că din Biblie strălucește ceva care efectiv nu este omenesc, o fac să fie o carte atât de interesantă, atât de importantă, atât de relevantă pentru noi, tocmai astăzi când singura sursă pe care o avem, pe care o mai avem de adevăr, este știința. Dar problema cu știința este, cum spuneam, este că nu îi pasă de noi. Științei nu îi pasă de noi, nu îi pasă de cele mai importante întrebări ale noastre, știința nu îi pasă de sens, nu îi pasă de suferințele și de visurile noastre. Pe când Biblia este singura sursă de adevăr relevant pentru noi. Pentru că am putea să zicem doar filozofia. Filozofia a renunțat de mult, tot de vreo 100 de ani aproape, să mai răspundă la întrebările ultime și întrebările mari ale umanității. Și dacă nu mă credeți pe mine, pe cuvânt, puteți să întrebați orice filozof profesionist și o să vă spună că astăzi filozofia se rezumă la un fel de logică și un fel de filozofie, ceea ce se numește filozofia analitică, adică încearcă să un fel de clarificare a jocului conceptual pe care oamenii îl joacă, da? Filozofii. Filozofia nu mai îndrăznește să răspundă la întrebările mari, ce este omul, ce poate să facă omul, ce are de făcut omul, ce trebuie să facă omul, ce poate să spere omul, de unde vine omul. Dar toate aceste întrebări le găsim, acestea sunt de fapt întrebările Bibliei. Și asta e o greșeală pe care fac foarte mulți oameni când se uită la Biblie ca la o carte științifică. Este o mare diferență între știință, care se ocupă de lucruri și cum sunt ele făcute, și Biblie, care se
ocupă de om, ci de unde vine omul, ce fel de ființă este, ce are de făcut. Biblia nu este preocupată să ne spună din ce e făcută lumea și cum este făcută lumea. Biblia ne spune cine suntem noi. Ne spune despre un moment în care eram frumoși, în care nu eram atât de corupți cum suntem astăzi. Și iată, păcatul, astăzi nimeni nu mai vorbește despre păcat, dar întreabă orice psihanalist, întreabă orice psiholog, o să-ți spună că e ceva în noi, în sufletul nostru, o vină, o murdărie, o boală care ne macină. Este asta păcatul, poate, de care vorbește Biblia? Poate, eu cred că da. În orice caz, nu există astăzi nicio altă carte care să ne spună cine suntem, de unde venim și ce putem să sperăm. Ne spune povestea unui creator care, din dragoste, a ales să facă niște ființe și nu orice fel de ființe, nu niște roboței din lut și din țărână, ci niște ființe la fel ca el într-un fel. Și adică libere, această drama creatorului care alege să facă niște ființe atât de minunate, libere, care se întorc împotriva lui în cea din urmă, ceea ce am făcut și noi, dar pe care nu l-a lăsat să piară, nu l-a lăsat să moară. A traversat distanța infinită care îl desparte pe creator de creatură și a devenit una cu ea, a devenit unul ca noi și acesta este povestea lui Hristos. Nu există o veste mai bună pentru noi, pentru oameni, da, chiar pentru oamenii moderni, pentru că de nicăieri din altă parte nu strălucește o altă lumină mai puternică, mai frumoasă și mai adevărată decât cea din Biblie. Nu pot să închei decât cu niște cuvinte din copilărie. Dacă nu mă crezi, uită-te și vezi. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, Biblia ne spune în felul următor. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. O altă traducere ne spune complet sau pregătit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Spre orice latură a existenței umane am privi, spre orice aspect al vieții creștine, chit că ne referim la probleme care țin de aspectul acesta pământesc, chit că ne referim la probleme ce țin de sufletul nostru sau de domeniul spiritual, ne-a fost lăsată această scriptură gata să ne răspundă, să ne îndrume, să ne mustre atunci când avem nevoie de mustrare, să ne dea o direcție pentru pământul acesta, pentru a trăi o viață așa cum Dumnezeu ar dori să trăim. Vedeți, subiectul acesta al Cuvântului lui Dumnezeu este un subiect atât de vast și oricât am discutat despre el, oricât am studia, cred că niciodată nu vom studia îndeajuns de mult. Este un subiect care este atât de important încât n-am putea să-l supraestimăm niciodată. În orice parte a Scripturii am privi, chit că ne uităm în Scripturile Vechiului Testament, chit că ne uităm în Scripturile Noului Testament, întotdeauna putem să vedem un tipar care se repetă în viețile oamenilor. Oamenii care au fost binecuvântați de Dumnezeu, oamenii care au fost pe pământul acesta cu o direcție, oameni care au trăit pentru slava lui Dumnezeu, oameni în inima cărora Dumnezeu și-a găsit plăcerea, oameni ca David, despre care Dumnezeu a spus că este un om după inima lui, oameni care au avut un scop bine definit, au fost, fără doar și poate, oameni care au prețuit acest cuvânt al lui Dumnezeu. Două exemple scurte vreau să dau, unul din Noul Testament și unul din Vechiul Testament. În Vechiul Testament îl avem pe David, psalmistul, pe care atunci când îi citești scrierile, îl poți vedea mereu exclamându-și adorarea, dragostea, prețuirea față de acest cuvânt. Spunea el la un moment dat, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce mult mă bucur de legea ta. David merge până într-acolo încât în nenumărate rânduri cere ajutorul lui Dumnezeu, cere intervenția lui Dumnezeu, cere ca Dumnezeu să lucreze într-o anumită situație și de fiecare dată pledoaria lui, motivul, argumentul pe care el îl aduce este următorul. Pentru că eu nu uit cuvântul tău, pentru că robul tău iubește legea ta. Un om care practic îi spune lui Dumnezeu, eu am înțeles, Doamne, cât de prețios este cuvântul acesta pentru tine
și este prețios și pentru mine. De aceea te rog, lucrează în viața mea. Un exemplu din Noul Testament îl avem pe Apostolul Petru. În 2 Petru, capitolul 1, el ne spune în felul următor: Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Și ar trebui ca fiecare dintre noi să imprimăm cumva pe inima noastră acest cuvânt, cunoaștere. Vedeți, de foarte multe ori în viața noastră, ca și credincioși, cerem Harul lui Dumnezeu peste viața noastră. Și Harul lui Dumnezeu este un lucru minunat de care ne putem bucura ca și creștini. De foarte multe ori în viața noastră cerem pacea lui Dumnezeu. Avem nevoie de pace în diverse momente furtunoase din viața noastră și ne dorim ca și creștini să avem pacea ca un stil de viață, ca un lucru care să păzească inima noastră întotdeauna. Nu doar ca pe ceva care să experimentăm atunci când ne rugăm sau atunci când citim cuvântul, și să fie ca un gardian acolo întotdeauna prezent care să ne păzească de furtuni și de lucrurile care vin peste viața noastră. Și atunci când citești acest verset, mie personal îmi atrage atenția foarte mult modul în care Petru vede harul și pacea care ar trebui să fie prezente în viața creștinului. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cu cât îl cunoști mai mult pe acest Dumnezeu, cu cât cunoști mai mult voia Lui, cu cât îl cunoști mai mult pe Domnul Iisus Hristos, ai parte de har și ai parte de pace. Și ca să-L cunoști pe acest Dumnezeu, îl poți cunoaște într-un mod viu și real de pe paginile acestei scripturi. Scriptura ne spune că la început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Adică Hristos este găsit și este cunoscut de pe paginile acestei Biblii care ne-a fost puse la dispoziție. Tema predominantă pe care noi o găsim în acest capitol, în această epistolă, în 2 Petru, este importanța de a dobândi cunoaștere despre Hristos. Una din subiectele principale pe care Petru le-a văzut foarte importante de transmis bisericii și este chiar versetul cu care își începe epistola, este cunoașterea lui Hristos și importanța de a-L cunoaște pe acest Dumnezeu într-un mod corect, prin Fiul Iisus Hristos. Verbul a cunoaște și diverse derivate ale lui apar de foarte multe ori în textul scrisorii. Oriunde ne-am uitat, chit că ne uităm la început, chit că ne uităm la mijloc sau ne uităm spre sfârșitul epistolei, întotdeauna găsim acest verb a cunoaște sau derivatele lui, care parcă ne amintesc întotdeauna de tema principală, de tema centrală, de ceea ce Petru a văzut ca fiind fundamental ca noi să înțelegem și să privim în epistola lui. Parcă vrea să tragă un semnal de alarmă și să ne spună: citiți sfaturile mele, citiți ceea ce eu vă spun, citiți aceste versete, înțelegeți această epistolă, filtrând prin faptul că tema mea principală și subiectul meu principal și lucru pe care vreau să vă fundamentați înțelegerea și viața este cunoașterea acestui Hristos care și-a dat viața pentru noi și care ne-a răscumpărat. Vedeți, Petru aici era deja mai înaintat în vârstă, nu era în prima parte a vieții lui, în care vedem întotdeauna un Petru foarte pripit. Pripit să-L apere pe Hristos, tăind urechea cu sabia, un Petru care se grăbește să spună că nu se va lepăda de Hristos. Este un Petru care, după ce trăiește o viață lângă Hristos, aprofundând voia lui Dumnezeu, cunoscând inima lui Dumnezeu, cunoscând cine este acest Hristos în profunzime, la sfârșitul vieții, atunci când își scrie epistola, vrea să atragă atenția bisericii cu subiectul, cu unul din subiectele, dacă vreți, pe care el îl vede deosebit de central, deosebit de important, și anume cunoașterea lui Hristos. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu, și o să vă citesc un verset, cuvântul lui Dumnezeu este de folos pentru viața noastră în multe domenii. Chit că vorbim despre discernerea glasului lui Dumnezeu, chit că vorbim despre maturizarea noastră ca și credincioși, chit că vorbim despre faptul că trebuie să ne stabilim un scop pentru care să trăim, o țintă, chit că vorbim de sfințirea noastră, întotdeauna trebuie să facem apel la acest cuvânt care ne arată cum și în ce fel să obținem acele lucruri. Dumnezeu face pe pământul acesta cu fiecare om care dorește să-și predea viața în mâna lui o lucrare fantastică. Ia un om nesfânt, dintr-o lume nesfântă, îl sfințește, apoi îl pune înapoi în această lume nesfântă și continue să-l păstreze și să-l
țină sfânt. Și legătura aceasta dintre lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața omului pe pământul acesta de transformare, de regenerare, de sfințire, legătura acesteia cu cuvântul lui Dumnezeu se găsește peste tot în Sfânta Scriptură și vă citesc doar un singur exemplu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmistul leagă într-un mod foarte clar, foarte direct, absența păcatului sau, mai corect spus, biruirea păcatului din viața omului de relația lui cu cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Adică motivul, zice psalmistul, pentru care un om reușește să se păstreze curat, pentru care un om reușește să trăiască o viață sfântă, pentru care un om reușește să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu, este relația lui cu cuvântul lui Dumnezeu, faptul că îl strânge în inima lui. Vedeți, atunci când avem pe cineva foarte drag nouă, chit că vorbim de soț, de soție, de copii, de un frate sau o soră din biserică, de anumite rude pe care le avem, atunci când vrem să ne arătăm dragostea față de acea persoană, nu vrem doar să-i spunem o vorbă bună, nu vrem doar să îi dăm o îmbrățișare grăbită și parcă ne-am dorit să-l strângem în brațe. Și parcă asta este imaginea pe care David în Psalmi vrea să ne creioneze. O imagine a unui om care atât de mult iubește legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, studierea, aprofundarea, meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu, încât nu doar îl răsfoiește grăbit și îl strânge în inima lui, pentru că este drag. Ioan 17:17 ne mai spune același lucru foarte important. Ce trebuie să știm este că această rugăciune este făcută exact înainte ca Hristos să-și ia, exact după, mă scuzați, ce Hristos să-și ia, își spune cuvintele de rămas bun, dacă doriți. Și după ce Hristos le spune aceste cuvinte de rămas bun, Hristos face această rugăciune care este cu siguranță una din cele mai frumoase rugăciuni pe care le-a ridicat cineva spre cer de pe pământul acesta, rugăciunea Fiului lui Dumnezeu către Tatăl. Și uitați ce spune El, ce declară El, ce se roagă Hristos pentru credincioși în acest verset. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Vedeți, aceasta era o rugăciune pe care Hristos o făcea înainte să se ridice la cer, înainte să fie dat în mâinile iudeilor, înainte să fie condamnat la moarte, înainte să fie răstignit, înainte să moară și apoi să învie. Și această rugăciune pe care o face, extrem de importantă, subliniază atât scopul lui Dumnezeu cu om, pentru om pe pământul acesta, cât și modalitatea ca noi să obținem scopul pentru care noi trăim. Sfințește-i prin adevărul tău, ăsta e scopul. Cuvântul tău este adevărul și asta este modalitatea prin care noi putem să obținem sfințire. Vedeți, orice aspect al vieții creștine am discutat, spre orice lucru am vrea să ne orientăm și să dezbatem și să facem ca un subiect să fie de folos sufletului nostru sau anumite întrebări care viața le ridică sau sufletul nostru le ridică. Pentru ca să căpătăm un răspuns consistent, ca să căpătăm un răspuns cu adevărat plăcut lui Dumnezeu și de folos sufletului nostru, întotdeauna vom fi întorși spre aceste scripturi, spre cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Avem obiceiul ca și creștini să privim la oamenii pe care îi numim noi mari ai lui Dumnezeu. Chit că vorbim despre oameni din istoria bisericii, chit că vorbim de oameni care se găsesc pe paginile Scripturii. Trebuie să știm un lucru despre acești oameni care au trăit cu impact pentru Dumnezeu. Au fost fără dar și poate oameni care au iubit rugăciunea și au fost oameni care cu siguranță și fără dar și poate au iubit cuvântul lui Dumnezeu. Au iubit legea lui Dumnezeu și și-au găsit plăcerea și s-au desfătat în această lege, așa cum de foarte multe ori spune David în Psalm. Măreția nu constă în faimă, nu constă în averile noastre, în ceea ce putem obține pe pământul acesta, în lucrurile pe care le deținem, ci în credincioșia noastră față de Dumnezeu. Și credincioșia noastră față de Dumnezeu se măsoară în dragostea noastră, în credincioșia noastră față de acest cuvânt care este însuși Hristos pentru viața noastră. În încheiere, un singur gând, punând problema puțin diferit, adesea spunem despre acești oameni că au fost oameni mari.
Eu cred că realitatea este că au fost oameni mici în mâna unui Dumnezeu mare. Au fost oameni care au avut curajul să se pună în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu, să se vadă că sunt mici, să se vadă că sunt nesemnați, să se vadă că sunt falimentari, să vadă lucrurile care sunt bune în viața lor, dar și lucrurile care nu sunt bune în viața lor. Dar totodată să vadă, pe lângă faliment, pe lângă faptul că sunt mici, pe lângă faptul că au multe de schimbat, să vadă harul și dragostea acestui Dumnezeu mare, care poate cu viața noastră să facă mai multe decât noi ne putem gândi sau înțelege. Iubiți-vă sufletul, iubiți-L pe Dumnezeu și ca să faceți lucrul acesta, iubiți acest cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. S-a întâmplat undeva în Alpi. Într-o seară, doi excursioniști s-au rătăcit. Cu greu și-au scos schiurile din picioare, au urcat un deal, le-au pus în spate și căutau cărarea spre cabană. Dar nu mai găseau. La un moment dat, unul dintre ei, punând schiurile în pământ, a zis: nu mai pot. Pur și simplu nu mai rezist. Era frig, era noapte, lupii se auzeau în zare. Dintr-o dată, celălalt îi spune: uite, te rog frumos, încă puțin, hai să mai mergem câțiva pași. Să nu ne dăm bătuți așa de ușor. Și mie mi-este frig, nu mai pot. Haide, încă câțiva pași. Știți că atunci când este frig, când vântul șuieră, când viscolul bate, când lupii urlă, nu este o priveliște prea plăcută. Și dintr-o dată, la câțiva pași de la momentul acela critic, unul dintre ei ciulește urechile și zice: auzi și tu ce aud eu? Și el zice: da, dar nu vine să cred. Este sunetul unei orgi. O orgă în mijlocul pădurii la 12 noapte? Cam din ce direcție crezi că vine sunetul? Uite, cam din direcția asta. Hai să mergem. După câteva minute de mers cu ultimele puteri, au zărit un luminiș, o cabană. Bucuroși au bătut la ușă. Din cabană le-a deschis un bătrân cu zâmbet larg și i-a întrebat scurt: nu-i așa că ați fost rătăciți și că ați auzit sunetul orgii și astfel ați găsit locul acesta de salvare? Cei doi excursioniști fericiți au zis: da, poftiți înăuntru. Au intrat înăuntru și bătrânul le-a povestit: în urmă cu ani de zile, fiul meu a fost rătăcit în această pădure. Cineva a cântat la această orgă mare cu tuburi și i-a salvat viața. Drept recunoștință, eu am cumpărat toată cabana, inclusiv această orgă, și cânt în fiecare seară până târziu. Sunetul orgii a fost salvarea pentru acești doi oameni aflați în derivă. Dragi prieteni, sunetul orgii, pentru noi cei aflați în deriva secolului 21, în nebunia aceasta de viață pe care o trăim, pe care n-am anticipat-o în urmă cu 20 de ani, sunetul orgii, orientarea către salvare, este Sfânta Scriptură, Biblia. Este cartea cărților, este cartea pe care Dumnezeu a intenționat să o citim, să o savurăm, să o însușim. Și ea trebuie citită cu maximă responsabilitate. Trebuie citită în contextul din care face parte fiecare carte. Ta Biblia, așa după cum probabil ați auzit, înseamnă cărți. Cărți unite una lângă cealaltă. Un interval de timp de 1500 de ani, în jur de 40 de autori, unii dintre ei nu s-au cunoscut, unii au fost medici, alții au fost împărați, alții au fost pescari, alții au fost păstori, din toate mediile sociale, cu toate acestea, această carte funcționează ca un tot unitar. În al doua Petru, capitolul 1, versetul 19, spune că căci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Noi nu credem că Biblia a fost dictată ca un director care dictează o scrisoare unei secretare. Nu, ci Biblia a fost inspirată. Iar această inspirație înseamnă un îndemn puternic în inima oamenilor lui Dumnezeu care s-au apucat să scrie. Dumnezeu i-a inspirat în ideile lor, iar ei, conform înțelegerii personale, au început să scrie. Într-un fel scrie Apostolul Pavel, erudit, filozof, un om extraordinar. În alt fel scrie Apostolul Petru, un pescar, un om simplu, dar la fel de extraordinar. Din toate aceste cărți ale Bibliei răzbate o singură veste, și anume: eu sunt cartea lui Dumnezeu, omule, citește-mă. A fost o vreme, dragi prieteni, când Sfânta Scriptură era foarte rară, când oamenii nu o găseau prin librării, când oamenii
își riscau viața ca să o introducă în țară, prin cauciucurile daciilor, prin portbagaje, trecându-se fraudulos cu aceste Biblii de la Societatea Biblică Britanică până în anii 1989. Ei, după 89, în România lucrurile au explodat, dar astăzi foarte puține lume citește Biblia. Citește, dragul meu, Sfânta Scriptură, pentru că ea este călăuza, ea este sunetul orgii în această lume, ea îți dă o călăuzire. Biblia este numită adevărul. Sfânta Scriptură este numită adevărul de către Domnul Iisus Hristos. El spune în Ioan 17:17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. De asemenea, dacă vrei să ai un punct fix de orientare, vi s-a întâmplat vreodată atunci când mergeți cu trenul, să vă uitați pe geam și să vedeți că ați pornit și când v-ați uitat în partea stângă, ați văzut un stâlp, un punct fix și să vă dați seama că nu trenul dumneavoastră a pornit, ci trenul de lângă dumneavoastră a pornit și aveați impresia că ați pornit? E bine, acest stâlp, acest punct fix, în această lume în care fiecare își dă cu părerea despre ce e bine, ce nu e bine, acest punct fix este Sfânta Scriptură. Întreabă-te cu privire la credința ta. Se poate dovedi, se poate baza pe Sfânta Scriptură sau doar sunt niște tradiții omenești, doar sunt niște obiceiuri omenești? Pentru că noi avem datoria să ascultăm de Sfânta Scriptură. Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 5, versetul 39, voi cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cercetarea Scripturilor este o datorie a oricărui creștin. Ele relevează persoana Domnului Iisus Hristos. Este extraordinară Sfânta Scriptură. Poți găsi elemente de istorie, poți găsi elemente de poezie, poți găsi elemente de geografie, poți găsi elemente de genuri literare unice, cum sunt Evangheliile. Nu mai există decât în Sfânta Scriptură acest gen literar unic. Bine, mai sunt și Evanghelii apocrife, dar frumusețea acestor Evanghelii care se află în canonul biblic este senzațională. Cel mai de preț lucru însă, consider eu, cu privire la Sfânta Scriptură, este că Biblia ne transformă viața. Evrei capitolul 4, versetul 12 spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai lucrător decât o sabie cu două tăișuri. El ne schimbă viața din interior. Citind, devenim mai buni, devenim mai blânzi. V-ați întrebat vreodată de ce unii oameni, după ani de zile de mers la biserică, de afișat credință, sunt din ce în ce mai răi? Vă spun, în viața acestor oameni nu se află dorința sinceră de a citi din Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură, Biblia, curăță mintea, curăță sufletul, curăță gândurile. Vă invit să nu treacă nicio zi fără să citiți din Biblie. Vă invit să ascultați ce spune psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Putem să ne ghidăm după ziare, după știri, după tot felul de lucruri, dar cel care citește din cuvântul Domnului, cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, este fericit. Dumnezeu ne vrea fericiți. Această carte senzațională numită Biblia, care a ajuns în mod providențial până la noi, a suferit foarte mult de-a lungul veacurilor, dacă ar fi să o personificăm. Unii au aruncat-o la foc, alții au aruncat-o la gunoi, unii au scris Biblia hazlie, unii au încercat să o doboare, dar niciunul nu a putut cu adevărat decât să demonstreze niște contradicții aparente. Există doar contradicții aparente, contradicții de fond. Nu există, pentru că această carte vorbește despre mântuire, despre Dumnezeu, despre dragoste la superlativ. De aceea, dragi prieteni, vă invit să înțelegeți cât de importantă este Sfânta Scriptură. Dumnezeu să ne facă parte de aceste făgăduințe ale Bibliei care sunt deosebite pentru fiecare dintre noi. Amin.
like the sea waves cold, threaten the soul with infinite loss. Grace that is greater, yes, grace untold, points to the refuge, the mighty. Știu că suntem într-o lume în care timpul nu mai are răbdare cu oameni, așa cum spunea Marin Preda. Știu că este foarte greu în secolul 21 să te oprești și să citești din Biblie. Doar că am niște vești bune. Tehnologia s-a dezvoltat și odată cu ea și posibilitățile de a sorbi din Sfânta Scriptură în fiecare zi, în orice pauză liberă. Ia-ți Biblia pe telefon. Pune-ți Biblia audio pe telefon. Ascultă când ai o pauză. Citește când ai o pauză. Nu se poate, dacă ai un telefon smart, să nu derulezi în fiecare zi, să vezi, să te uiți în tot felul de direcții. Ia-ți timp și pentru Sfânta Scriptură. Soarbe în fiecare zi. Nu precupeți niciun moment ca să nu te adăpi din acest izvor. Încercăm să ne stâmpărăm setea din apele galben-verzui ale acestei lumi și ni se face iarăși și iarăși sete. Te invit să nu treacă nicio zi fără să nu sorbi din Cuvântul lui Dumnezeu, fără să nu citești și să te rogi pentru călăuzire. Biblia rămâne cartea cărților. Sunt Cornel Drăvășan. La revedere!